În cele ce urmează o să adoptăm o poziție de sol, gardă închisă, iar din gardă închisă o să lucrăm câteva finalizări. Aș vrea să facem armbar clasic, aș vrea să facem triunghi, probabil facem și ghilotină și facem și o inversare din gardă închisă. Hai să ne așezăm, Dani, fii atent. E bine. Hai. Bun. Ce numim noi gardă închisă este fix ce vedeți acum. Adică, presupunem că ajungem la sol, ori în urma unui takedown, da, unei duceri la sol, sau pur și simplu dintr-o lovitură ajungem jos, încearcă să vină să ne atace și noi reușim cumva să venim cu picioarele pe lângă el și să închidem aici, să punem controlul ăsta. De-aia se numește gardă închisă, asta ar fi gardă deschisă. Gardă închisă este gleznă peste gleznă, da? Picior peste picior. De aici avem foarte multe variante. Chit că este de atac, chit că este de apărare, inversări. Avem o multitudine de lucruri pe care putem să le facem. O să începem cu ceva clasic. Clasic înseamnă că ne gândim ori la kimura, ori la triunghi, ori la armbar. O să începem cu clasicul armbar, da? Este o extensie a brațului, căutăm să facem pârghie, să-l blocăm, astfel încât să bată, să oprească singur, pentru că altfel putem să-i rupem brațul. Ce vreau să fac inițial? Inițial am nevoie să blochez un braț cu priza clasică, priză de maimuță pe încheietură. Pot să mă duc cu mâna la triceps, să-l duc în partea cealaltă, iar mâna mea stângă să vină deasupra axilei lui, să-l prind de axilă ca să-l păstrez pe mine. Da? Ce spuneam mai devreme este că am nevoie să-l țin cu presiunea pe mine, cu trunchiul pe mine, ca să nu facă postură. Pentru că el, ca să se apere, ca să scape din prizele astea și să-și protejeze brațul, trebuie să facă postură, da? Să îndrepte spatele, să rămână departe de mine, ca astfel eu să nu pot să blochez brațul ăsta aici. Trage-te, bum! Da? Ca să fac asta, pe lângă faptul că vreau să blochez brațul ăsta și să-l țin pe mine foarte bine prin priza asta pe axilă, vreau să-mi folosesc genunchii și șoldurile, cum ar veni, da? Picioarele. Pentru că, în mod normal, partea asta a corpului este cea mai puternică pe care o avem. Iar lui va fi foarte greu să facă postură dacă eu îl țin cu picioarele strâns către mine. Sunt aici. Încearcă să te ridici. Bun. Ce urmează să fac este să ajustez poziția. Blochez brațul, vreau să-l țin la mine și să mă duc cu mâna. Mâna pleacă de la triceps, de unde am prins-o prima oară, da? Am făcut priză cu încheietura lui și cu tricepsul lui ca să pot să îl aduc într-o parte. Vreau să duc brațul în partea opusă. Și cealaltă pleacă la axilă, controlul ăsta, da? Ca să-l propotez pe mine. Vreau să păstrez încheietura asta cu degetul lui mare în sus, înspre tavan, și vreau să mut tot corpul, să deplasez tot corpul perpendicular cu el, să mă uit în urechea lui, efectiv. Sunt aici. Cum fac asta? Cum mă deplasez? Vreau ca piciorul ăsta să împingă în șoldul lui, iar piciorul drept să vină sub axilă. Buf! Și am ajuns aici. Încă o dată. De la început, vreau să blochez încheietură, triceps, trec brațul în diagonală, îl blochez cu picioarele și cu priza asta sub axilă. Postez în șoldul lui, piciorul ăsta vine sus, piciorul ăsta împinge și eu îmi rotez tot trunchiul, umerii, către partea mea dreaptă. Până ajung să mă uit în urechea lui. De aici mai am de făcut două lucruri. Vreau să împing capul. Mâna se duce la încheietură, cum am spus, și o păstrăm cu degetul mare în sus. Vreau să împing capul, fața, urechea, nu contează. Vreau să împing capul și să aduc piciorul ăsta care m-a ajutat să fac rotirea, să mă repoziționez, să-l aduc peste capul lui. Ajung în poziția asta, pot să împreunez picioarele, brațul rămâne aici, exact cum am spus, în poziție cu degetul mare către înainte. Cel mai important este că am nevoie ca cotul lui să fie peste pelvisul meu și acum trebuie să fac pârghia. Trag mâna în jos și ridic șoldurile.
încă o dată de la capăt, facem și din unghiul celălalt. Am spus gardă închisă, da? Împreunăm picioarele, înainte să blocăm brațul, vreau să mă asigur că nu poate să facă postură, vreau să-l aduc către mine, da? Încheietură, priză pe încheietură, agăț tricepsul, mut mâna în partea cealaltă. Îl aduc pe mine, dacă mi-e foarte greu să fac asta, mă ajut și de priza asta, mâna intră sub axilă, pe deasupra, cotul poate să împingă un pic capul în cazul care vrea să posteze și să nu mă lasă să lucrez. Vreau să vin cu cotul, să împing capul, apoi pot să fac priza în axilă. Mă duc cu mâna către încheietură, rămâne, cum am spus, cu degetul mare către tavan. Tot timpul, nu-i dau drumul de aici, pot să țin aici, dacă vreau să bat cu bacul. Dar eu prefer asta sau prefer priza de încheietură, da? Ducem genunchii sus, ținem, păstrăm axila aici și îl păstrăm pe noi cu toată presiunea și acum încep să mă repoziționez, da? Piciorul stâng vine în șold, piciorul liber, piciorul drept, îl arunc și îl aduc pe spatele lui. Și mă duc perpendicular, mă duc către partea mea dreaptă, astfel încât să pot să mă uit în urechea lui. Bun, am ajuns aici. Următoarea mișcare, următoarele două, sunt următoarele. Vreau să împing capul ca să fac loc piciorului pe care îl aduc pe deasupra. Împing picioarele, ajung în poziția asta. Mă las pe spate. Important, cotul lui este deasupra pelvisului meu, da? Dacă își trage cotul, trage înăuntru. Nu am cum să fac extensia de braț. El este nedeînțeles și mă și încarcă, face priză și urcă, te vină în genunchi și vină peste. Cu presiune, mă încarcă el pe mine, da? Bun, și pierd controlul. Asta e o poziție bună de control pentru el și poate să depășească garda. Deci, înapoi, ce vreau eu să fac este să am tot timpul cotul ieșit, să știu că picioarele mele sunt aici și foarte important să-i controlez capul și gâtul. Cum controlez capul și gâtul? Controlez capul și gâtul pentru ca el să nu se poată ridica, să nu poată să vină către mine. Punând presiune cu piciorul ăsta. Nu uităm că e important ca piciorul ăsta să vină cu greutate, să rămână aici. Da? Adică pui presiune, efectiv încordezi piciorul astfel încât el să nu poată să ridice capul. Dacă îl lași liber și consider că îți ajunge doar priza pe braț și pârghia pe care o faci cu șoldurile împingând, s-ar putea să ai o surpriză. Vezi că nu pun presiune cu piciorul și te urci imediat, da? Te rotești către mine și vin genunchi, da? Bun, dă-i drum. Eu trag, în momentul ăsta trag de braț. Nu mă ajută. Trebuie să-l menținem la sol. Îl menținem la sol. Doar dacă piciorul acesta este încordat, pune presiune pe gât sau pe față. Nu mă interesează. Chiar nu mă interesează pentru că dacă îl supăr, mă iartă. Încă o dată ajung aici, picioarele sunt amândouă cu presiune pe el, trag brațul către mine, cu degetul mare către tavan și ridic șoldurile. Poți să pui și brațele mai jos, sub piept, pe șold. Controlul normal ar fi să-l pui și pe șold, da? Aici, jos. Dani. Acolo. Poți să-ți ia mâna singur. Tu vrei să faci partea cealaltă? Asta zic. Mâna la triceps. Dai capul la o parte, cu mâna pe interior, exact. Ridici, ridici, duci mâna, cu cotul împingi. Bun, perfect. Axila. Tragi genunchiul la tine. Piciorul stâng, nu, piciorul stâng vine în șold, împingi, cap, duci piciorul, te ridici cu el. Op. Te repoziționezi. Bun. Invers, Dani.
Bun, detaliu. Dacă vine cu mâna acolo, dă-te Dani un pic. Dă-te Dani un pic. Ixan, ha. Dacă e cu brațele aici, sau se mai întâmplă să aibă control sub braț, aici, cu degetul mare înăuntru, și e greu să o iei mâna de aici, ți-e greu să o muți de aici, n-ai cum, dar e imposibil, pentru că e blocat de corpul tău. Intri prin interior, ca la bazin, la bazin când faci crawl, cum se numește ăsta, da? Intri cu mâna în interior și deschizi. Poți să deschizi pasta, da? Și după aia te duci după triceps și o împingi în partea cealaltă. Deci, când e puternic și stă cu postura înfipt în tine și nu ai cum să miști de aici, intri pe interior și desfaci. Primul lucru este că piciorul tău drept, ăla care rămâne liber, postez cu stângul în șold, piciorul drept nu vreau să fie chiar atât de moale, că mă interesează să-i rup postura. Și ca să-i rup postura, trebuie să lovești sub axilă. Am ajuns deja aici, am tras trunchiul pe mine și am ajuns cu piciorul în șold, da? Ca să-i rup postura, să-l duc aici mai bine. Și uite, îl vezi cum face? Vine către înainte, da? Îl destabilizez. Bun, nu vreau să împing și să uit de piciorul ăsta și doar să lucrez cu trunchiul. În același timp în care mă mut, vreau să vin aici. Forță. Da? Pardon. Hai să încercăm. Flow. Întâi piciorul. Bun. Ai pierdut mâna aia sub axilă. A venit târziu. Aia era imediat după ce ai izolat brațul. Întâi axilă, că îl ții pe tine, da? După aceea e piciorul în șold, piciorul împinge și după aceea te ajungi de cap. Hai, în ordine asta. Bun. Bine. Și acum, șold, te repoziționezi bine. Exact. Bun. Piciorul ăla, ce faci cu el? Păi da, da. A bătut el. Hai să nu mai bată el. Împinge picioarele, aici presiune, nu te văd. Trebuie să fie... Încă o dată. Cap-coadă, nu-ți mai zic nimic. Împingi în capul, da? Uite, așteaptă acolo, stai pe loc. Pe loc. Uite la piciorul drept, cât spațiu ai... Eu zic, uite-te, stai pe loc. Acceptă ce faci. Cât spațiu, câte mâini bagi acolo, Ixan? Sub mâna aia. Sub piciorul ăla. Ai loc? Hai, încă o dată. Pentru că te grăbești. Când te grăbești, la spații. Lasă-i gâtul în pace, te duci direct după axilă. Te duci după gât și de ce te duci după gât? De ce te duci după gât? Că totul greșește. Ce greșește? Nu te ajungi de genunchi și de picioare să-l tragi pe tine. Și atunci te duci după gât, că ți se pare că e departe. Picioarele la tine, genunchii la piept. Apoi te duci direct după axilă. Încă o dată, cap-coadă. Trage picioarele. Nu. Pe el îl aduci cu picioarele mai mult. Nu le uiți aici. Trage aici. Hai. Sus. Împinge picioarele. Dar închide picioarele aici. Închide picioarele, nu? Da, sunt depărtate. Poți să închizi ca la gardă și atunci aduci și genunchii mai aproape, cum am zis.
Haide, încă o dată. Poți să-i încurci și eu? Da, sigur. Aia, înapoi. Nu te mai grăbi. Nu plecăm de aici. E ok. Nu mănânci, nu bei. Exact. Bine. Piciorul drept, ai grijă. Bum, închide-le. Bine. Mai bine. Ihsan, schimbă. Nu. Nu. Prin fața lui. Pentru că cotul te ajută să-i dai capul la o parte. Prin interior, dacă nu-ți dă brațul. Bine. Încă o dată, te rog. Cotul tău, când îl bagi, închipuiesc că duci mâna către umărul tău. Sau că vrei să atingi salteaua în partea opusă. Duci mâna aici și după aia ridici cotul și împingi cap. Acum. Nu mai ridica capul, Dani, ca să poată să facă exercițiu. Bine. Acesta a fost, pe scurt, armbar. Ce stângă pentru Mitrea. Dar e Cristian Mitrea care se aruncă în atac, cade la fundea. Nu se mai ridică Maria Ruțu, arbitrul intervine și campion la categoria grea, Superman Mitrea. Ce victorie în doar câteva secunde. MMA-ul este, din punctul meu de vedere, cred că cel mai complex sport ever. Mă numesc Cristian Mitrea, sunt luptător pro de MMA și de asemenea centură neagră în jiu-jitsu brazilian, sunt Tudor Mihăiță. Campion național, campion al Ungariei, am fost primul român care a avut o medalie la campionatul mondial de jiu-jitsu brazilian din California. Campion european no-gi, campion european cu gi, campionul Romei, campionul Angliei. Iar MMA, am 11 meciuri la pro, 9 victorii. Prima centură într-o promoție de MMA de România, sunt primul campion la categoria grea. O să trecem printr-o serie de secvențe, de sus până jos, de MMA. Aia e altceva. Su, mă ridic cu el. Câteva tehnici de pe spate, din gardă închisă. Pot să mă duc cu mâna la triceps, să-l duc în partea cealaltă. Mișcă șoldurile, spatele, umerii, du-te, acolo, trage. Bag brațul, am încheietura luată. Avem câteva secvențe de autoapărare, atât pentru fete cât și pentru copii. Mă rotesc și am prins cotul și cu ăsta secer și arată în felul următor. Bine, folosim două mâini și rupem. Pe lângă ceea ce v-am arătat din experiența mea, din informațiile mele în lumea artelor marțiale, o să vorbim un pic și despre emoție, despre trăiri, despre ceea ce a însemnat susținerea familiei, prietenilor, eșecurile. Aveam la umărul drept toate ligamentele rupte. Cert e că mie mi se disloca umărul și de 4 ori pe zi. Îmi doresc din suflet ca tot ceea ce puteți lua mai bun din ceea ce s-a întâmplat aici să vă fie sursă de inspirație. Chit că sunteți un tânăr aspirant al sportului de contact sau că vă doriți să faceți asta sau doar un părinte care încearcă să transmită ceva copilului. Disponibil acum pe life-university.ro.